că este mai mic decât mine, adversarul meu, și nu voi avea probleme cu el, spunea Diogo Neves înaintea partidei, foarte încrezător. Dar tu știi ce spune Ionuț Adugrese despre adversarii săi, că sunt mai înalți? E bine, când dau unii cadă la distanță mai mare, cad mai de sus. Diogo Neves este campion european WACO. Ionuț Adugrese e challenger până una alta. Nu-și pune centura europeană în joc Diogo Neves, vrea să obțină și pe cea mondială aici la Tetra Neamț. A câștigat titlul într-o luptă din Franța în martie anul acesta, într-un meci programat pe durata 10 reprize de câte 2 minute, lucru care ne spune că Diogo Neves are rezistență fizică foarte bună. A mai venit un portughez în România, la Vâlcea, Arnaldo Silva, s-a bătut și el pentru titlul WACO împotriva lui Mihai Barbu. Din păcate atunci Barbu o mică neatenție și a pierdut un meci pe care l-a avut în mână. Să sperăm că pitbullul Adugresei va reuși să îl învingă în cele din urmă pe acest portughez. Cei mai vechi luptători în galele Local Combat și unul dintre cei mai cunoscuți speed-ului Adugresei. Din Fălticeni, Ionuț Adugresei are 28 de ani. Luptă încă de la prima gală Local Combat, este veteranul circuitului. Și bineînțeles, melodia cu care ne-a obișnuit să intre în ring. Foarte apreciat în Piatra Neamț, tot publicul de partea sa. Lângă el, atât antrenorul Alin Panaite, cât și... Da, toată familia Respect Gym alături de el. L-am văzut și pe Florin Lupu, celălalt luptător de categorie mică de la clubul Respect Gym, care a reprezentat România în circuitul WACO pe echipe. Și Bogdan Stoica este acolo. A fost imnul Portugaliei pentru Diogo Neves, urmează imnul României pentru challengerul la centura mondială, Ionuț Pitbull Adugresei.
Să spunem un amănunt foarte important despre acest meci. Se va disputa pe durata 5 reprize de câte 3 minute, pentru că este un meci pentru titlul mondial la kickboxing. Meci de 5 reprize. Meci de 5 reprize pe reguli de K1. Ionuța Todiresei a mai câștigat odată un titlu mondial la kickboxing în versiunea WKN. Se întâmpla însă destul de mult, în 2004. Da, până cu 6 luni în urmă se lăuda prin sală că este singurul om de la Respect Gym care are o centură acasă. Bogdan Stoica a reușit și el să cucerească titlul WAKO Intercontinental la București. Judge, time. Un metru, prima repriză. 1,85 m pentru portughez, 1,62 m pentru pitbull Atodiresei. Obișnuit să lupte împotriva adversarilor mult mai înalți decât el. Important pentru Ionuț să se poată apropia de acest portughez. Ratează câteva lovituri portughezul pe începutul acestui meci. Primul moment în care Ionuț a încercat să vină aproape de adversarul său. Încă o serie de brațe ratat acolo de portughez. Îl așteaptă Ionuț pe adversarul său. Multă mișcare în ring pentru Diogo Neves. Da, și acest lucru îi face dificilă misiunea lui Pitbull Atodiresei de a se apropia de Neves. Iată o lovitură mediană care ajunge, de fapt, la capul lui Atodiresei. E clar, face pași mult mai mari Diogo Neves. Încearcă acum Ionuț să se apropie de adversarul său. Bună lovitură la cor. O stângă acolo care a pleznit bine coapsa lui Neves. A blocat bine acea lovitură de picior Atodiresei. Intră acum aproape de adversarul său, îl împinge în colțul ringului pe Diogo Neves. Cred că simte acest portughez ce poate pitbull Atodiresei când este lângă el. De aceea îl ia foarte repede în brațe. Și acum, iată, a provocat acest clinch. Un prim moment excelent pentru Atodiresei, care a venit aproape de adversarul său și a trimis această serie de brațe. A încercat o secerare acolo Atodiresei. Bună stânga trimisă de Ionuț. Face pasul înapoi la timp Atodiresei. Lovitură de întoarcere cu piciorul trimis acolo de Diogo Neves. Da, nici această lovitură însă nu l-a nimerit din plin pe Atodiresei. Își calculează atent când poate atace și ce croceau de stânga a reușit pitbull Atodiresei. Superbă lovitură! Lovitura preferată a lui Atodiresei, cât pe ce să îi prindă din plin figura lui Diogo Neves. Momente excelente pentru Atodiresei.